Dumitru, poți să te conectezi și tu cu camera? Bună ziua! Bună ziua tuturor! Bine ați venit la un nou eveniment public organizat de IFRE. De data aceasta îl dedicăm unui exercițiu destul de complex și interesant. Este vorba despre un exercițiu de testare al modelului de avertizare timpurie a intervențiilor hibride în Republica Moldova. Este un exercițiu care face parte dintr-un proiect pe care realizează IPRE parcursul ultimului an, susținut de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, deci Ambasadei Țărilor de Jos în Republica Moldova. Vă dau câteva detalii de la bun început. Acest proiect, această inițiativă IPRE, derulează de ceva timp. Anul trecut am avut câteva evenimente închise cu actori naționali și internaționali în domeniul specializat în domeniul de securitate. Anul trecut, colegul nostru, Dumitru, a publicat mai multe analize cu privire la conceptul războiului hibrid, care face parte din modelul elaborat și prezentat la începutul anului curent. Și așa cum ne-am propus, am încercat să facem un exercițiu de testare. Și acest exercițiu de testare se va reflecta într-un monitor privind avertizarea timpurie a războiului hibrid, realizat de Dumitru și de Mihai, colegul meu. Astăzi, în cadrul evenimentului public, vom prezenta câteva constatări preliminare al acestui exercițiu de testare a modelului propus și vom veni și cu niște constatări preliminare legate de trenduri. Deja versiunea finală a monitorului o vom prezenta în scurt timp după acest eveniment. Vom prelua și anumite reacții, anumite sugestii pe care le vom avea astăzi în cadrul dezbaterii noastre de astăzi. Vă spuneam, subiectul războiului hibrid, amenințărilor hibride, este unul de actualitate pentru întreaga regiune și pentru Republica Moldova. Și sper să avem o discuție, o dezbatere interesantă. Suntem online, mersi mult, suntem live online. Mersi mult, privesc eu și le dată pentru abilitatea de a transmite această dezbatere publică. Și vreau să începem acest eveniment cu un scurt mesaj video pe care l-a pregătit domnul Floris Van Eyck pentru evenimentul nostru de astăzi, pe care îl voi distribui chiar acum. Doar o secundă. Stimați parteneri și prieteni, sunt bucuros să vă urez la această discuție de astăzi, în cadrul care vom auzi despre primele experiențe în detestarea mecanismului de avertizare timpurie asupra amenințărilor care a fost dezvoltat la inițiativa a IPRE. După cum cunoașteți dumneavoastră, guvernul nostru are o lungă istorie în sprijinirea guvernului și a societății civile de ca Moldova, susținând eforturile continue de consolidare a instituțiilor democratice. Instituțiile care sunt esențiale pentru a asigura respectarea statutului de drept, apărarea drepturilor omului, promovarea bunei guvernării și, de asemenea, garanția suveranității și securității țării. Noi ne dăm seama că aceste instituții sunt foarte multe subminate din ce în ce mai mult de aceste amenințări hibride, încercând să afecteze eforturile noastre să ne facă mai slab, să ne divizeze, să ne blocheze în cadrul acestor reforme care sunt atât de necesare. Am mai spus anterior, în cadrul evenimentelor organizate de către IPRE anterior, dacă dorim să ancorăm toate reformele care sunt realizate în Republica Moldova și să continuăm împreună cu calea europeană și dacă dorim să ne apărăm democrația, trebuie să venim cu niște răspunsuri bine coordonate. Trebuie să identificăm aceste amenințări, trebuie să le analizăm și trebuie să le contracarăm. Trebuie să ne evaluăm toate vulnerabilitățile, să consolidăm reziliența și să extindem instrumentele pentru a adresa aceste probleme. Instituțiile trebuie să aibă posibilitatea să comunice, să coordoneze eforturile pentru a avea o înțelegere comună a amenințărilor hibride. Trebuie să aibă o comunicare de încredere și, de asemenea, trebuie să aplice niște măsuri bine coordonate. Din acest motiv, mă bucur că IPRE a reușit să dezvolte un mecanism de avertizare timpurie adaptat la circumstanțele specifice ale Republicii Moldova. După cum menționat anterior domnul Mazăraru, în raportul său, aceasta este în teritoriul
teritoriul neexplorat și la oficiul ambasadei delegatului țărilor de jos. Suntem încântați să aflăm despre primele experiențe de testare a mecanismului de avertizare timpurii și vă urez o discuție productivă astăzi. Colegiul de ambasada, oficiul ambasadei regatului țărilor de jos în Republica Moldova. Mulțumim Ecaterine că s-a conectat. Sperăm că să avem mai multe de noi în cadrul sesiunii de dezbateri. Acum vreau să o invit pe doamna Ana Revenco, secretar al Consiliului Suprem de Securitate. Ana, vă invit să veniți cu un scurt mesaj de salut. Bună ziua, colegi! Nu o să vă rețin. Mesajul meu, la fel, va fi unul de suport al unor astfel de inițiative care vin să ne arate unde suntem noi în continuare vulnerabili, totodată să ne învețe că parteneriatul aduce un avantaj absolut, nici nu comparativ, parteneriatul între sectorul de stat și sectorul privat, societatea civilă. Așa cum vă spuneam și anterior, în cursul altor evenimente, actualmente noi ne aflăm la etapa de conceptualizare a exercițiului de evaluare a sectorului de securitate, acesta fiind absolut necesar, în opinia noastră, pentru a iniția propriu-zis exercițiul de planificare strategică pe dimensiunea de securitate. Și evident că arhitectura și dimensiunea mandatului sunt legate direct de modul în care noi înțelegem, reacționăm și avem capacitatea să reacționăm adecvat, corespunzător amenințărilor și provocărilor cu care ne confruntăm. Desigur că scopul exercițiului de evaluare ulterior de planificare a strategiei de securitate este de a construi și avea un sistem de instituții naționale cu mandat de securitate reziliente la aceste amenințări, având la bază strategii și flexibile și adaptabile, atât la noile amenințări, cât și ținând cont de caracterul absolut volatil al acestor amenințări și vulnerabilități. Când spun scop, am desigur că în vedere capacitatea de a anticipa și reacționa la timp. De aceea, astfel de exerciții, precum a fost cel care l-ați realizat în ultima perioadă, și anume de a testa acest model de avertizare timpurie, el cu siguranță este un absolut valoros, așa cum spuneam, în primul rând pentru că ne arată că această cooperare, acest dialog, această comunicare la modul practic, nu doar declarativ, între instituțiile de stat cu mandat pe sectorul de securitate, dar și societatea civilă, el este absolut valoros, el aduce o valoare absolută. Oricăror începuturi noi nu am face și oricăror exerciții noi nu ne-am propune, dar la fel, nemijlocit pe paliera de planificare strategică, este important să ne cunoaștem experiențele, este important să ne cunoaștem cunoștințele cu care putem veni în acest efort. Cu siguranță, anume așa o abordare ne va permite să ancorăm Moldova într-o relație solidă și cu partenerii regionali, internaționali, pe dimensiunea de securitate. Deci, eu reiez, instituția prezidențială cu siguranță întotdeauna va fi deschisă, deja și a demonstrat prin acțiunile până acum sprijinul în astfel de parteneriate. De aceea și eu, rândul meu, curioasă și anticipez rezultatele acestui exercițiu de testare. Vreau să văd ce avem la moment și mă conduc întotdeauna de principiu, orice rezultat este un rezultat. Încerc să fiu suficient de flexibilă și adaptabilă rezultatelor pe care ne le aduce munca, mai ales că înțelegem cu toții că este un exercițiu care de așa o natură care pentru prima dată se desfășoară aici la noi în țară. De ce eu vă invit pe absolut noi toți și sigur că mie să fim cât mai deschiși și la minte și să calibrăm corespunzător ochii și mintea prin care privim rezultatele acestui exercițiu, să știm cum eventual ne mișcăm înainte. De aceea, încă o dată, vă mulțumesc în primul rând pentru
și lui Dumitru, în primul rând, pentru, pentru curajul de a veni, de a vocifera acest, acest model, lui Iulian și colegilor pentru că ați creat această platformă, tuturor pentru că sunteți în continuare conectați cu subiectul în cauză. Repet, sunt curioasă să văd nemijlocit rezultatele exercițiului, dar și mai curioasă să văd cum aceste exerciții vor creiona eforturile de, de mai departe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, doamna Revenco, pentru această intervenție. Vreau să salut aici alături de noi și pe Valeriu Pașa, reprezentant al comunității Watchdog, organizație care de ceva timp, de asemenea, se specializează pe dimensiunea de securitate și identificarea intervențiilor hibride în Republica Moldova și, de asemenea, am salut pe domnul Gheorghe Racoveț, care este reprezentant al Serviciului de Informații și Securitate, cu care, în ultima perioadă, am reușit să dezvoltăm un cadru de cooperare transparentă pe platforma Consiliului de Observare a Strategiei de Securitate Informațională. Am avut și un schimb de idei în faza de elaborare a acestui exercițiu. Mersi mult, Gheorghe. Gheorghe și Valeriu, vă voi invita după ce să veniți cu anumite reacții preliminare, după ce colegii mei, Mihai și Dumitru, vor face primele intervenții ale lor, în care să, să ne vorbească tuturor despre această experiență, despre acest test pe care l-am realizat și pe care probabil vom continua. Nu este un exercițiu ușor. Dar deja putem să vă spunem câteva constatări preliminare a metodologiei, a scopului de intervenție, a procesului, care sunt constrângerile, care sunt oportunitățile, pe ce ar fi bine să ne axăm noi cu toții și în special colegii din autorități republice competente, care la moment definitivează un mecanism de avertizare și răspuns timpuriu. Începem cu Mihai. Mihai, te rog să vii cu o scurtă introducere pe partea de introducere, metodologie, scoping și proces. A fost implicat în procesul de colectare de date, după care o voi invita pe Dumitru să ne spună câteva constatări preliminare, dar și am să rog pe Dumitru să ne vorbească mai mult despre modelul de avertizare timpurie, fiindcă fim un eveniment public pentru prima dată. Anterior am mai discutat cu mai mulți colegi conectați aici, dar este un moment bun să prezentăm deja și conceptul acestui exercițiu, procesele propriu-zise și anumite trenduri, anumite constatări preliminare pe care putem să le împărtășim cu dumneavoastră. Mihai, te rog! Mersi, Iulian. Vă salut și eu cu această ocazie la prezentarea principalelor constatări a exercițiului nostru de testare a mecanismului de alertă timpurie. Eu o să, așa cum a menționat și Iulian, eu o să prezint pe scurt principalele aspecte ce țin de procesul de colectare a datelor, după care Dumitru va veni cu mai multe precizări și explicații, observații privire la acest exercițiu. Imediat o să fac un share screening ca să vedeți voi. Deci, așa cum ziceam, exercițiul nostru s-a axat pe pilotarea mecanismului de alertă timpurie împotriva amenințărilor hibride și scopul nostru în cadrul acestui exercițiu a fost să dezvoltăm acest proces prin intermediul colectării de date și evaluarea indicatorilor războiului hibrid antrenați în cadrul acestui exercițiu. În același timp, ne-am propus să identificăm principalele tendințe și variații în rândul datelor colectate pe dimensiunea indicatorilor pentru analiza și interpretarea acestor date ulterior. Cadrul temporal la care s-a referit exercițiul nostru a vizat perioada 1 aprilie 15 mai 2021. Evident că este o perioadă scurtă de timp și, de fapt, din cauza resurselor limitate și personalului limitat care a fost implicat în acest exercițiu de colectare și interpretare a datelor, ne-am concentrat pe perioada mai scurtă și mai limitată din punct de vedere temporal. Datele au fost colectate după finalizarea perioadei în cauză, din motivele pe care le-am menționat anterior, prin analiza și revizuirea surselor publice de informații care pot fi accesate de către orice participant al discuției de astăzi sau de către urmăritorii noștri. Cadrul metodologic a cuprins colectarea și analiza cantitativă a datelor pe dimensiunea 12 indicatori care au fost selectați
pentru exercițiu dat și dezvoltarea unor observații calitative cu privire la variația acestora. Procesul de colectare a datelor a inclus, pe de o parte, revizuirea principalelor documente publice relevante, în special pentru colectarea datelor statistice, care sunt publicate de către autoritățile Republicii Moldova, și, în același timp, analiza știrilor și informațiilor reflectate în 11 surse mass media, selectate de către noi, de la nivel național și regional. Și, totodată, subiectul analizat în cadrul exercițiului de testare, asupra căruia am încercat să ne focusăm atenția, a fost sau a vizat dinamica crizei pandemice COVID-19 în Republica Moldova, dat fiind faptul că perioada de colectare a datelor a fost una scurtă, evident că ne-am axat pe un subiect, sau am încercat să ne axăm pe un subiect de actualitate care să ne ofere cel puțin mai multe date relevante care pot fi interpretate pentru exercițiul dat. Indicatorii propriu-zis care i-am utilizat în cadrul acestui exercițiu se referă la trei domenii: economic și social, eficiența guvernării și stabilitatea politică. Dacă se trec în revistă foarte rapid, indicatorii economici și sociali se referă sau i-am structurat după variația la nivelul remitenților externe, variații la nivelul exporturilor și importurilor, dinamica prețurilor în industria alimentară și farmaceutică. Pe domeniul eficiența guvernării ne-a referit la nivelul de sprijin politic al partidelor de la guvernare din partea populației, nivelul de aplicare a legii restricțiilor impuse în contextul stării de urgență la nivel național, numărul de infectări și decese la nivelul fiecărui raion din Republica Moldova cauzate de către pandemia COVID-19, rata de vaccinare împotriva COVID-19, distribuirea vaccinurilor la nivel național și utilizarea acestora, la fel legate de combaterea pandemiei COVID-19 și variații în numărul așa ziselor puncte de control instalate în perimetrul zonei de securitate, care la fel, cel puțin au fost prezentate de către autoritățile separatiste la Tiraspol ca fiind conectate sau ca instalarea acestora a fost cauzată de către criza pandemică COVID-19. În același timp, un alt domeniu a vizat stabilitatea politică și aici ne-am axat pe numărul și frecvența acțiunilor de protest și incitarea maselor, reflectarea mass-media a securității în securității vaccinurilor, pornind de la mesajele transmise de decidenții politici și atacuri ale decidenților politici față de instituțiile publice. Acum, evident că o parte din acești indicatori, în special cei care vizează situația economică și socială din Republica Moldova, nu au putut fi încadrați, datele pe marginea acestora nu au putut fi colectate doar pentru perioada 1 aprilie 15 mai, pentru că datele statistice prezentate pe marginea acestora de către Biroul Național de Statistică, dar și alte instituții publice se referă la perioade mai lungi de timp, respectiv trimestriale, semestriale și inclusiv anuale. Noi am încercat cel puțin să observăm anumite tendințe, inclusiv pe legate de caracterul datelor la nivel trimestrial și anual. În cazul nostru, propriu-zis, am avut posibilitatea să colectăm datele pentru primul trimestru din anul 2021, ianuarie-martie 2021, și am încercat cumva să ne extindem atenția și eforturile și asupra acestei perioade când vine vorba de indicatori economici și sociale. Și sursele mass media, asupra cărora am încercat să dezvoltăm procesul de colectare a datelor, două categorii de resurse mass media. Primul rând, surse mass media care le putem numi naționale pentru că cumva au o acoperire mai largă și sunt utilizate de către, ca surse de informare către locuitorii diferitor regiuni din Republica Moldova, datorită profilului și știrilor pe care le tirajează. Aici este vorba de 6 resurse: Realitatea.md, IPN.md, Agora.md, Sputnik.md,
Consumoscaya.pravda.media și ntv.media. De ce aceste resurse? Pentru că am dorit să avem și o varietate de informații care sunt prezentate atât în limba română cât și în limba rusă pentru cititori de limba română, dar și cititori de limba rusă, ca să existe această paritate, dacă doriți. Dar și resurse mass media regionale care acoperă mai degrabă informații, dar și evenimente care au loc la nivel regional în Republica Moldova, gagauzia.info.media, nordnews.media, btv.media, novosti.pmr.com și ziua-deaz.media din diferite regiuni, doar fie de nord, sud, est sau vestul țării. Eu o să mă opresc aici și o să-i ofer cuvântul lui Dumitru ca să continue prezentarea noastră. Mersi, Mihai, poți să scoți opțiunea de share ca să facă același lucru. Imediat. Așa. Dumitru? Bună ziua! Mă auziți? Da. Mersi, Dumitru. Ok. Bine, atunci voi continua prezentarea. Voi începe cu o scurtă excursie în logica colectării datelor, ca să se înțeleagă exercițiul pe care l-am făcut. Deci, în imagine aveți o expunere foarte detaliată a factorilor de conflict în Afganistan, pe care forțele occidentale le-au colectat pe parcursul unei perioade lungi. Deci este o expunere foarte detaliată. După cum vedeți, este o mare problemă cu această colecție de date. Este prea complex și nu ne permite să extragem prea multe sugestii, intuiții despre procesele de interes. De aia, modul cum noi abordăm astfel de probleme este că generăm o structură pentru aceste date. Deci, pe noi ne interesează ca analiști, ca observatori, ca public, este să înțelegem sensul a celor ce observăm. Și pentru a identifica tendințele în oricare mediu aparent, care este aparent haotic sau complex, avem nevoie deci de model. În cazul exemplului curent, acesta este modelul nostru. Deci, practic, este o hartă a ieșirii din acest labirint. Însă, întrebarea atunci este cum separăm deci datele din această gălăgie, cum separăm informația care ne interesează. Și proiectul dat anume a avut drept scop să facă acest lucru. Încă un exemplu al problemei analizei datelor vreau să vă prezint în slide-ul curent, înainte de a trece la descrierea modelului. Inițial am prezentat prea multe date, complexitate, când este prea mult zgomot și nu putem înțelege. Atunci când ne concentrăm pe un segment al evenimentului, la fel, noi putem pierde dinamica generală și e nevoie să facem câțiva pași înapoi, să privim imaginea evenimentului de la o înălțime mai înaltă ca să înțelegem ce are loc. Și parțial, aceasta a fost una dintre problemele cu care ne-am confruntat în această încercare de colectare și a datelor, din motivul că a fost o perioadă scurtă și am colectat datorită și resurselor noastre, am colectat date puține, adică am avut capacitatea doar să colectăm datele metaforic care sunt incluse în acest pătrat roșu. Vreau să trec la descrierea modelului, pentru că ce face modelul? Modelul ne permite să generăm structură din toate aceste date.
Deci, logic, când noi vrem să înțelegem niște procese sociale, noi practic vrem să înțelegem procesul care generează datele. În engleză este data generating process și, deci, noi ce observăm, vedem semnalele, vedem evenimentele, dar vrem să înțelegem logica în spatele acestor evenimente. Și în cadrul acestui proiect am generat un model de război hibrid care este adaptat la condițiile Republicii Moldova, analizând vulnerabilitățile, deci capacitățile, amenințările cu care Moldova se confruntă. Acest model a fost prezentat anterior unui segment auditoriu mai îngust de specialiști, dar vreau să reiterez datorită faptului că este o prezentare publică la moment. Deci, conform modelului de război hibrid cu care se confruntă Moldova în înțelegerea mea ca analist, este o agresiune externă care are trei obiective. Una este obținerea controlului asupra populației, a doua obiectiv este obținerea controlului asupra conducerii politice și doar drept pasul 3 este abilitatea de a influența acțiunile politice interne externe a țării, inclusiv controlul teritoriului. Și dacă facem o paralelă cu războiul convențional, deci consecutivitatea acolo este diferită. Mai întâi se capturează teritoriul, se preia control asupra populației, se capturează capitala, se ia control asupra conducerii politice, după care conducerea politică este schimbată cu una loială. Deci, după cum vedeți, consecutivitatea este diferită. Controlul teritorial are loc, practic, este mai slab, dar are loc doar la sfârșitul agresiunii hibride. Și acest moment este important, fiindcă dacă nu înțelegem logica și nu vedem deci semnalele unei agresiuni hibride, ne putem trezi că nici nu vom observa deci, acțiunile care au permis unui stat agresor să preia controlul asupra politicilor noastre naționale. Și în discursul public, în discursul, deci, să zicem, non-tehnic care are loc în Moldova, deseori elementele ale acestui model au fost de diverse ori au fost discutate, însă ele nu au fost puse împreună, comasate într-o logică unică. Deci, modul cum folosim modelul ăsta să generăm date. Deci avem diferența între agresiunea armată și hibridă, primele două coloane, două linii și, deci, în dependență de, avem așa numite ținte ale agresiunii hibride, care sunt, deci, forțele armate, teritoriul, conducerea politică, populația. În cazul agresiunii hibride sunt doar populația, conducerea politică și teritoriul, fiindcă armata este conectată la conducerea politică. Și când noi examinăm elemente ale războiului hibrid cu care o țară se confruntă, în cazul dat Republica Moldova, noi încercăm să distingem în spațiul informațional, în spațiul social-politic, deci informație care ne divulgă prezența unei agresiuni contra unui dintre aceste obiective, sau teritoriu, sau conducere politică, sau populație. În cazul teritoriului e simplu. Când forțe militare străine sau proxy încep a prelua controlul asupra localităților noastre, noi știm că avem, deci ne confruntăm cu o agresiune teritorială. În cazul, deci, agresiunii hibride, unde este targetată populația și conducerea politică, este mai dificil. Și atunci avem nevoie anume de cadre logice, precum modelul pe care îl propun, să cunoaștem ce anume, care informații ne sugerează despre evoluția, avansarea unei agresiuni hibride. Deci aici sunt careva exemple de implicații observabile. De exemplu, o agresiune hibridă care în perioada când este vizată populația unei țări, implicațiile observabile vor fi activități de influență politică prin media, partide politice, sau forțe proxy, cum ar fi tensiuni interetnice. În cazul Republicii Moldova este des denigrare UE din motivul că partea agresiunii hibride este și transferul simpatiilor și culturii politice din spațiul occidental în spațiul estic.
promovarea statului agresor și în cazul deci Republicii Moldova am identificat ca țară care are interes de agresiune hibridă este Federația Rusă și activitățile sale. Deci acestea sunt obligații observabile, dar noi trebuie să colectăm date despre ele ca să le putem folosi în analiză tehnică. Și indicatorii vor fi date despre percepții de insecuritate ridicate la populație, care sunt generate de prin intermediul media. Deci informații despre proteste, date din diferite sondaje privind încrederea erodată la privind integrarea cu UE, privind diferite guvernări, privind diferite idei, chiar politici. La fel, vă ofer exemplu de observații, implicații observabile și indicatori în cadrul țintei de unei, când ținta e conducerea politică și când ținta este teritoriul. Modul cum am colectat informațiile este să identificăm date, parametri care vizează, deci domeniile de atac hibrid, dacă vedeți în, pe partea stângă din jos, este aici domeniul de atac hibrid, populația, conducerea politică, teritoriu, și am elaborat niște indicatori contextuali despre care Mihai anterior a vorbit, sunt deci indicatori economic, eficiența guvernării, stabilitatea politică, securitatea, aspectele regionale. Deci în contextul acestui model pe care îl propunem, pentru a înțelege dinamica războiului hibrid, când avem o fază, perioadă de acutizare, de escaladare, e nevoie de analizat toate în ansamblu. Deci e nevoie de agregat aceste date, fiindcă altfel nu vom vedea imaginea completă. Este exact ca în acest... ca în această imagine. Deci, dacă ne uităm doar la careva indicatori, vom observa doar aspectul ăsta din pătratul colorat și vom pierde, deci, vom pierde informația care toată dinamica socială de interes ne oferă. Deci, aceasta este una dintre condițiile analizei de avertizare, modelul de avertizare timpurie. Deci, în cazul când analizăm astfel de amenințări, este nevoie să ne uităm la toate datele, altfel vom face erori în analiză. Și din cauza că am fost limitați în timp în cadrul acestui deci, efort pilot de verificare a modelului, deci lucrul dat a fost demonstrat, ne-am uitat la un subset de informații și astfel în contextul de agresiune hibridă a fost mai dificil să distingem careva semnale și despre aceasta voi vorbi în continuare. Dar, drept exemplu, aici ofer niște detalii despre posibile exerciții militare, tipurile lor, componența, frecvența, care când le combinăm cu toate restul de date, cu factori economici, cu factori de stabilitate politică, etc., deci când toții sunt agregați împreună, astfel putem distinge corelații. Iar prezența unui model care este logică, cum o variabilă influențează alta variabilă, ne permite să facem și concluzii cauzale. Deci asta este logica generală a acestui model de avertizare timpurie contra agresiunilor hibride. Vreau să ofer niște exemple a exercițiului de colectare și analiză a datelor. Aici vedeți datele privind remitențele, deci undeva la nivel lunar, începând cu mai anul trecut, ne-am uitat în retrospectivă. Și dacă privim datele iarăși separat, deci nu putem... Nu avem nevoie de puncte de reper contextuale ca să înțelegem dacă dinamica, schimbările sau variația în valorile de remitență au fost influențate de alți factori politici sau influențează alți factori politici. Și în lipsa acestor elemente, deci utilitatea
acestor date, deci este pur economică. Nu putem să contribuim la analiză de agresiune hibridă. Și anume din acest motiv, una dintre recomandările anterioare pe care le-am făcut în timpul prezentării este atenția foarte mare la colecția completă de date, dar la fel și așa numită granularitate, adică caracterul detaliat al acestor date. Fiindcă oricare model de avertizare timpurie, el are trei piloni esențiali. Unul este modelul despre care am vorbit, al doilea este calitatea datelor și a treia este durata de colectare a datelor. Cu cât mai multe date avem, cu atât mai corecte și mai utile concluzii putem trage. Și ca să vă dau un alt exemplu privind niște corelații mai clare în care puteau fi colectate în așa o perioadă scurtă de timp, am identificat, lucrând cu datele de privind stabilitatea politică, am identificat o corelație între vizitele liderului socialist Igor Dodon la Moscova și deci principalele picuri de criză politică la Chișinău. Deci vreau să descriu succint procesul, da. 23 decembrie, guvernul Chico a demisionat, 24 decembrie Sandu a fost investit și, dacă nu mă înșel, după informație, pe 24 decembrie Dodon pleacă la Moscova. 11 februarie, care este un alt pic de criză, un alt, să zicem, nivel înalt de intensitate al crizei politice de la Chișinău, când s-a refuzat investirea guvernului Gavriliță. Iarăși, Igor Dodon pleacă la Moscova. Pe 30 martie, când este încă un nivel înalt de criză la Chișinău, când PAS refuză votarea stării de urgență de 2 luni, la fel eșecul guvernului Grosu la votarea în Parlament. Iarăși Igor Dodon pleacă la Moscova. Și mai recent, 23 aprilie, Curtea Constituțională a suspendat hotărârea Parlamentului pe judecătoarea Manole. Iarăși, Igor Dodon pleacă la Moscova. Și noi, de exemplu, putem să observăm doar o instanță sau două și să nu tragem aceste corelații. Însă când avem toate datele deci colectate și ne uităm pe ansamblul aceste date, este mai ușor să observăm aceste corelații. Practic, în perioada dată, noi avem o corelație extraordinar de puternică, fiindcă sunt 4 vizite ale lui Dodon în Rusia, la Moscova, și ele coincid, se suprapun foarte exact cu 4 picuri, deci cele mai înalte picuri de criză deci impasului politic de la Chișinău în perioada asta, de după alegerile prezidențiale. Deci, iarăși, eu nu vreau să fac speculații privind motivele vizitelor, însă aceasta este doar o descriere a datelor. Datele ne spun că vizitele nu sunt accidentale, fiindcă să fi avut, să zicem, încă alte 10 vizite care nu coincideau, deci era, oricum ar fi fost o corelație puternică, dar am fi putut avea interpretări sau dubii privind conexiunea logică sau cauzală acestor două evenimente paralele, criza politică la Chișinău, vizite la Moscova. Însă când avem exclusiv 4-5 vizite și ele toate coincid cu picurile de criză, când e nevoie ca decidenții politici la Chișinău sau actorii politici implicați să ia decizii, să genereze strategii ca răspuns la impasul în care s-au aflat, atunci în cazul acesta nu putem vorbi de coincidență. Deci rămâne deja specialiștii, analiștii de la Chișinău să se gândească cum să interpreteze aceste date. Dar este evident că dacă această analiză ne mai oferă, ne ghidează spre acele întrebări care sunt importante în contextul politic. Este încă utilitatea unui mecanism de avertizare timpurie. Deci sunt niște intuiții, niște insight-uri pe care datele ni le oferă și atunci ca analiști noi știm că trebuie să ne concentrăm pe acest eveniment și când colectăm detalii mai multe, deja putem interpreta evenimentul în
oferindu-i o semnificație politică mai clară. Vreau acum să trec în revistă scurtă concluziile și recomandările, care iarăși o parte din audiență le cunoaște. Deci, pentru a face un exercițiu util pentru Republica Moldova în cazul instituirii, deci unui mecanism de avertizare timpurie contra agresiunii hibride, este necesar să se identifice o agenție lider care să gestioneze colectarea de informații, să gestioneze parametrii tehnici, cum să-i colecteze, să fie o abordare unică, care să agregheze informația și să conducă analiză. Acest lucru este foarte important, fiindcă dacă exercițiul se face fără o coordonare, foarte multe greșeli, este riscul ca multe greșeli să apară în analiză și atunci putem avea dubii privind concluziile acestei analize. Al doilea moment este că e nevoie, acest exercițiu este un exercițiu destul de tehnic, cu care necesită cunoștințe tehnice, instruiri tehnice, echipament și el cere o investiție din partea autorităților publice centrale. Este nevoie de investit în personal instruit, este nevoie de instruit în echipament, este nevoie de instruit, foarte important, în colectare de date la nivel foarte detaliat, granulat, pe o perioadă îndelungată. Și vreau să reiterez din nou fapt care exercițiul nostru pilot pe care îl prezentăm astăzi a demonstrat încă o dată că instruirea operatorilor de date, analiștilor, cum să colecteze date, să înțeleagă logica datelor, să se orienteze pe microdimensiunea datelor. Acest lucru este critic de important. Dacă acest exercițiu nu este făcut corect, atunci nu vom avea un rezultat util de pe urma mecanismului de avertizare timpurie. Un risc aferent este necesitatea de protecție a datelor și a comunicării pe avertizare timpurie. Aceste date, să zicem, oricare date au o valoare în lumea modernă informațională, deci datele sunt noua, să zicem, valută, the new currency. Și aceste date trebuie să fie protejate foarte serios, din care motiv iarăși evidențiez necesitatea unei agenții care să se ocupe de acest lucru. Este necesar la fel de creat un algoritm de cooperare clar între instituțiile de stat, deci agenția care dirigează procesul și agențiile care contribuie pe dimensiunile lor economic, social, apărare, care contribuie ca să existe modalități clare de cooperare, cât de des să fie colectate datele, cât de des să fie datele trimise la agenție care se ocupă de colectarea lor, etc. Și iarăși este nevoie, cred că, pentru Republica Moldova în special, fiindcă foarte multe țări occidentale au implementat de mult aceste protocoale, este nevoie ca să se creeze o cultură de colectare a datelor, de monitorizare a informației necesare pentru îmbunătățirea deciziei publice, fiindcă modelul de avertizare timpurie nu este altceva decât un instrument care să ajute conducerea țării să ia decizii optimale, cu cheltuieli minime, să genereze bun public optimal. Asta este esența acestui exercițiu. Și atunci, pentru a atinge acest scop, este nevoie ca fiecare instituție implicată, inclusiv Ministerul de Externe, inclusiv diferite ministere și agenții, ca ei să aibă câte o celulă de persoane instruite pentru a oferi input-uri calitative la acest model. Mă voi opri aici, cred că am vorbit mai mult decât mi s-a oferit, dar voi fi bucuros să vă ofer detalii în sesiunea de întrebări și răspunsuri. Mersi, Dumitru. Vreau să invit acum pe domnul Gheorghe Racoveță din partea Serviciului de Informații și Securitate să vină cu o reacție preliminară pe care am să o rog pe Valeriu.
Mulțumesc, Iulian. Salutări la toți. Mă bucur mult că organizatorii acestui eveniment, acest exercițiu, au ajuns la etapa finală. Este îmbucurător. Vreau să pornesc de la concluzii. Dumitru, felicitări. Practic, ai punctat concluzii pe care, de fapt, noi și lucrăm acum în contextul creării rețelei naționale sau rețelei interministeriale privind prevenirea și contracararea amenințărilor hibride. Într-adevăr, suntem într-un proces de identificare a autorității centrale care se va ocupa de identificarea, de analiza, de colectarea, sistematizarea informațiilor ce țin de amenințările hibride. De fapt, noi ca atare operăm cu această noțiune, amenințări hibride, dar exercițiul pe depistarea timpurie sau alertă timpurie în contextul unui război hibrid, la fel ne va ajuta să venim cu completare, să completăm aceste proiecții pe care le avem noi în contextul creării rețelii naționale, plus de comun cu autoritățile implicate în această rețea națională, lucrăm asupra elaborării unui protocol de acțiune, ceea ce ține de felul cum depistăm pe fiecare palier vulnerabilitățile sau acei indicatori despre care tu ai vorbit, care ne duc la ideea că avem sau nu o amenințare hibridă, să avem de-a face cu careva acțiuni de pregătire a unei amenințări hibride, fiindcă tot procesul ăsta este un proces complex, așa cum l-ai reflectat și tu, cum ai reflectat analiza pe care o fac statele din blocul NATO în contextul riscurilor și amenințărilor, vulnerabilităților în cazul situației din Afganistan. De asemenea, adică pe partea de protocol ne va ajuta la fel acest exercițiu care l-ai făcut tu. Din ceea ce observ eu, vreau să spun că este un punct de referință pentru noi acest exercițiu, acest model. Mă bucur foarte mult că am reușit să conturăm un algoritm de indicatori în partea de alertă timpurie. Din ceea ce văd în contextul indicatorilor contextuale, suplimentar la ceea ce am discutat prealabil în discuțiile care am avut, pe lângă indicatorii economici, eficiență guvernării, stabilitate politică, ai mai venit cu încă doi indicatori, și anume indicatori de securitate și aspecte regionale. Dar iată, în cadrul prezentării, acești indicatori nu au fost discutați. Vreau să întreb, adică la mine apare curiozitatea, nu au fost careva material sau din care cauză n-au fost trecuți în revistă? Fiindcă, din ceea ce vreau să spun, sunt indicatori foarte importanți. Și chiar mă gândeam, chiar așteptam că o să vii cu careva detalii, cu careva aspecte legate de acești indicatori. Și chiar vă salut, chiar salut și vă felicit cu acest rezultat, cu acest exercițiu. În contextul lucrului cu autoritățile, în cadrul discuțiilor cu autoritățile, le vom lua ca exemplu. Și de ce nu într-o perspectivă, chiar ceea ce vorbeam noi în cadrul discuțiilor ședințelor de săptămâna trecută, cu implicarea societății civile pe dimensiunea de securitate. Vreau să spun că acest exercițiu, de fapt, este și un exemplu real, un exemplu practic de implicare a societății civile, nu numai la elaborare de politici, de documente, de strategii, dar vedem implicarea societății civile în procese de realizare, de asigurare, de implementare a unor activități, acțiuni, de asigurare securității, de asigurare securității naționale sau acțiuni concrete de implicare în acest proces. Și ne așteptăm la o implicare și mult mai majoră a societății civile în procesul de asigurare securității. Deci vă mulțumesc și vreau chiar să vii cu careva comentarii pe partea acestor doi indicatori, fiindcă eu i-am văzut și chiar am fost curios să văd care o să fie exemplificarea sau cum o să-i descrii. Dumitru, poate vrea să dai reacție acum subiectul ăsta legat de scoping-ul exercițiului? Da, desigur, mulțumesc. Mersi foarte mult pentru reflecțiile care le-ai oferit și în special sugestii
vreau acum să reflect rapid pe întrebările care le-ai ridicat. Deci, acești doi indicatori, ei au fost parte a modelului general când au fost prezentați în lucrare de bază care a introdus deci, acel model de război hibrid. Ei au fost element, sunt element al modelului general. Însă în cadrul exercițiului ăsta de deci, pilotare, de analiza datelor, după am menționat Mihai și am spus și eu, din cauza că a fost o perioadă scurtă, dar și faptul că sunt necesare eforturi și resurse chiar extraordinar de mari, fiindcă este un exercițiu foarte tehnic. Deci, din cauza asta, noi ne-am concentrat doar pe un set de indicatori mai restrâns la care s-a referit Mihai. Și chiar și pe ei nu am reușit să-i reflectăm suficient de bine, din cauza că în perioada dată nu au fost suficient de multe date, deci puncte de informație, ca să le includem în model și să facem careva concluzii deci utile privind procesele date. Deci datele economice, de exemplu, unele date sociale. În perioada dată am avut doar 2-3 puncte de informație, în engleză data points, da? Și practic e foarte dificil cu așa informație puțină să tragi concluzii utile pentru politică. Și practic, deci pe exercițiul concret de analiză a datelor de implementare a proiectului, implementarea pilot, acestea au fost limitările, n-am reușit să le includem. Însă ele sunt, ai menționat corect, sunt niște elemente critice ale modelului de avertizare timpurie pe război hibrid. Și deseori aspectele de securitate, ele sunt mai puțin accesibile societății civile și sunt mai mult accesibile agențiilor guvernamentale care scopul lor este să colecteze astfel de date. Și îmi pare bine că mi-ai oferit aici oportunitatea să trasez aceste limitări care societatea civilă le-ar avea la implementarea unui model de avertizare timpurie, anume pe război hibrid, la capitolul ce ține de date care nu sunt publice sau date care necesită capacități tehnice de colectare, de exemplu, modele de data mining, web crawling, unde e nevoie să ai în echipa ta 1, 2, 3 specialiști instruiți în tehnologii de colectare automată a informației online și nu fiecare deci NGO, nu fiecare organizație, societăți civile își poate permite acest lucru. Și practic, mersi că mi-ai oferit deci, posibilitatea să evidențeze, este o concluzie a acestui exercițiu, că ar fi puțin mai dificil decât noi am crezut anterior pentru societatea civilă să participe la toate elementele acestui exercițiu, anume din cauza că au nevoie deci, să investească resurse în astfel de personal instruit tehnic. Și problema cu astfel de personal este că specialiști de acest rang sunt foarte solicitați în sectorul privat, unde salariul este mult mai mare. Și chiar dacă NGO-urile vor investi, deci după o perioadă scurtă, e foarte probabil, cunoscând piața de muncă la Chișinău, că aceste persoane vor trece în domeniul privat. Și deci acesta este unul din, practic, obstacolele pentru așa analize tehnice, științifice. Pentru guvern, cred că este mai util, în special agenții, cum este a voastră, Serviciul de Informații sau Ministerul Apărării, având oameni în epuleți, îi instruiesc cu partenerii și stau în funcții, cel puțin o perioadă mai lungă, cred că, decât ar sta specialiști la civil. Deci, dar nu. Asta este o problemă diferită. Însă vreau să evidențiez că, în opinia mea personală, poate Iulian nu va fi de acord, dar cred că societatea civilă se va ciocni cu ceva dificultăți în cazul în care nu va avea specialiști deci tehnic instruiți pe colectare și analiza datelor, fiindcă
modelul ăsta de avertizare timpurie, el necesită anume aceste aptitudini tehnice. Mi se pare că am răspuns la toate întrebările și reflecțiile. Mersi, mersi, Dumitru. Vom dezvolta partea asta de discuții pe marginea acestui exercițiu tehnic de testare, ca să explicăm mai mult celor care nu urmăresc ce înseamnă el și care este miza lui. Dar vreau să-l invit pe Valeriu. Valeriu, știu că trebuie să te retragi în 15 minute, de asta te rog să vii și tu cu o intervenție ca să reușim să o discuție. Te rog. Mulțumesc, Vasilean. Eu practic o să reiau de unde s-a oprit Dumitru, pentru că suntem pe aceeași undă în evaluarea capacităților și abilitățile care are discuția. Sau chiar, mă rog, chiar și o coaliție în examen a organizațiilor din societatea civilă pe acest domeniu. Bine, dar în primul rând vreau să vă felicit pentru lucrul făcut. Mie, de exemplu, însăși modelul, în primul rând, modelul teoretic, dacă explică logica războiului hibrid, nu este foarte apropiat, pentru că conceptul de deloializare a populației, instituțiilor și a stakeholderilor diferiți față de propriul stat și etapa a doua, o realizare față de un stat străin, care mai este deseori și agresiv sau mai puțin emoțional, cu interese divergente față de interesele statului nostru. Exact asta este, exact la fel înțeleg eu raționamentul obiectivele strategice unei intervenții hibride. Modelul în sine de monitorizare a teritoriului indicator și pare o cale corectă. Cert este că e nevoie să intervină pe care sunt acești indicatori, dar metodologia poate fi dezvoltată și adaptată în proces de aplicare. Eu nu neapărat am să zic exact că fost doar unii indicatori și dar problema cea mai mare cum rămâne inputul de informație pe care noi în societatea civilă o primim în special de surse publice sau fragmentare de surse non-publice, pe care ne vine destul de greu și să le verificăm. De aici putem ajunge la concluzii uneori germane. După mine, este exact acel timeline vizitelor lui Igor Dodon la Moscova, nu are aceeași concluzie, aceeași interpretare pe care a dat-o Dumitru. Pentru că din care a dat Dumitru se creează impresia că Igor Dodon este chemat în Moscova și acolo dă indicații să ia decizii importante de momente cheie din criza politică. Din datele pe care le am eu experiența și observația mea, situația este mai mult inversă. Da? Că Igor Dodon se duce la Moscova și propune. În general, din experiența monitorizării, bine, Iulian, parte, este mai cu lectură cu interpretare, cu lectură de monitorizare pe mine, de securitate, să nu exagerăm. Da, noi, ca organizație, nu avem capacitate largă pentru a cuprinde toate domeniile și dacă ne concentrăm mai curând este la acel prim pas despre care vorbește Dumitru, da, de deloializare sau influențare a populației, captarea controlului asupra populației, însemnând acel celebru Hearts and Minds. Lucrul nostru a comunității Vojdok este special în această zonă, da, să încercăm să diminuăm impactul asupra primului pas, în mod vădit, pentru a preveni înfăptuirea pașilor 2 și 3. Și aceste lucruri nu se întâmplă neapărat linear, pentru că Republica Moldova, modelul anul 2020, era reprezentat exact acum la pasul 2, controlul asupra instituțiilor politice sau elitelor politice și penetrarea activă, deci etapa a treia a instituțiilor, inclusiv a celor de securitate. Da, atunci când politicul inclusiv dictează decizii de politică internă, externă și securitate, iar politicul la rândul său este controlat din exterior. În același timp, Federația Rusă a ratat controlul prelungit la prima etapă, dar la primul pas asupra populației, fapt în care a început să piardă controlul asupra sau
să-și rateze rezultatele în acel pas 2, controlul elitei politice de guvernare. Asta nu înseamnă că Federația Rusă nu mai controlează o parte importantă din elita politică sau nu va controla după alegeri. Pentru că, în esență, aceste alegeri sunt și despre aceasta, despre gradul de control a administrației Federației Rusiei asupra puterii politice în Republica Moldova, adică majorității parlamentare, ce măsurile va reuși sau nu. Iar eu interpretez prezența acestei influențe după un mecanism un pic diferit, anume influență prin invitație. Da? Adică inițiativele de a desfășura sau a crea și dezvolta proiecte politice care susțin sau, hai mai simplu, sunt controlate de la Moscova, vin de fiecare dată de la Chișinău. Da? Deci ei nu prea se complică prin a racola agenții de influență, există suficienți oameni care merg și își oferă aceste servicii. Și lucrul ăsta se întâmplă constant de peste 20 de ani. Rare ori când există agenți care mai sunt racolați și expediați la Chișinău. Și asta vedem din schimburile. Exemplul clasic este Igor Dodon, care la diferență de jumătate de an din cel care spunea că unica opțiune este integrarea europeană, opțiunea Uniunii Euroasiatice este o chimeră, o aberație, s-a transformat în cel mai mare promotor a aderării la Uniunea Euroasiatică. În momentul în care a reușit să își obțină susținere de diferite feluri din Federația Rusă. Deci, respectiv, de ce spun tot șirul ăsta logic, este că contează foarte mult calitatea datelor pe care le primim. Și noi, în societatea civilă, chiar dacă avem o capacitate de analiză, oricum limitată și asta, dar neavând acces la date clasificate, semiclasificate sau cel puțin o interpretare critică din partea celor care realmente au acces la date închise, vom greși deseori în interpretări. În același timp, eu cred că există spațiu pentru colaborare între instituțiile de stat și instituțiile societății civile sau organizațiile societății civile, deoarece, bine, până la urmă, Republica Moldova pune măcar elementul la faptul că suntem un stat sărac, cu penurii din ce în ce mai mari de cadre calificate în toate domeniile. Și dacă vom încerca fiecare separat să facem, nici societatea civilă, nici instituțiile statului nu vor avea succes. Însă, mai este și elementul de terms and conditions, care dacă nu îl definim, nu vom avea la nivel de instituții de stat capacitate de reacție pe ceea ce înseamnă amenințare sau interferențe de ordin hibrid. Anume, cine este agent al influenței hibride și cine nu. Bună oară, în Consiliul Superior de Securitate, după interpretarea mea, stau o sumedenie de oameni care sunt exponenți ai interferenței, sunt rezultat direct al interferenței hibride. În același timp, acești agenți sau aceste organizații sunt actori plenipotențiali și legitimi ai procesului politic democratic. Hai mai simplu. Partidul Socialiștilor este o entitate controlată în proporție cea mai mare din exterior, este un instrument de interferință, subminare a suveranității Republicii Moldova. În același timp, ei au recepționat o sumedenie de voturi a cetățenilor cu drept de vot plenipotențial. Noi ce facem cu asta? Da, deci e nevoie de o linie roșie și o discuție despre etică și multe alte lucruri. Și astăzi este așa situație, iar jumătate de an în urmă, mai puțin de jumătate de an în urmă, un exponent al interferenței acestei externe, da, care are scop principal să submineze suveranitatea și reziliența Republicii Moldova, era șeful direct al acestor instituții de securitate. Iar unii dintre acești exponenți până acum conduc instituții de securitate, cum ar fi Ministerul de Interne, Ministerul Apărării. Așa este un mic elefant în cameră despre care oricum trebuie să discutăm. Pentru că respectarea tuturor modelelor etice de neinfluențarea procesului democratic firesc, așa cum se aplică în multe state vestice, în Republica Moldova, este pur și simplu inaplicabil. Dar la fel, ceea ce este imposibil, de exemplu, într-un stat ca Georgia sau Ucraina, simpla
expunerea cuiva drept agent de influență controlat de un stat agresor din exterior este suficientă pentru marginalizarea în viața politică și delegitimarea de plin. În Republica Moldova, nu. În Republica Moldova, din cauza nepăsării de 10 de ani, iată exact acel prim pas, da, de influențare a opiniei publice, este perfect legitim pentru o mare parte din societate, din alegători, ca cineva să reprezinte un stat străin. Mai mult ca atât, pentru asta îl și votează. Da, pentru faptul că are susținerea președintelui Federației Rusă Putin și nu pentru că propune ceva în domeniul social, economic sau de dezvoltare. Deci, bine, nu sunt gata să dau răspunsuri la întrebările acestea, dar mai curând sunt niște întrebări pe care trebuie să ne le punem și în societatea civilă și în instituțiile de stat. Și la un moment dat să tragem o linie despre cum acționăm mai departe. Continuăm să ne prefacem că nu respectăm strictețe, niște norme democratice general valabile sau lucrăm cu realitățile care sunt în Republica Moldova. Dar să spun și mai simplu. Serviciul de securitate, da, SIS, ar trebui să aibă 80% de munca sa monitorizarea a proiectelor politice, cum este PSRM, drept agent de interferență străină. Dacă ei ar face asta, am avea o problemă mare în spațiul public. Și atunci, ce facem cu asta? Bine, aici închei, nu cred că am fost foarte optimist, dar tragem bine aici. Mersi, Valeriu, că ai aruncat bomba în discuția noastră. Cred că putem continua de dezbaterea și am să ofer ocazia lui Dumitru să vină cu un feedback, după care deschidem panelul de intervenție din partea celor care ne urmăresc, care sunt aici alături de noi în camera Zoom. Dumitru, te rog. Da. Deci, din nou, vreau să mulțumesc la fel lui Valeriu pentru ideile și reflecțiile pe care le-am împărțit cu noi. Voi merge deci consecutiv pe unele întrebări mai așa mai cred că mai interesante sau care nu au fost suficient de clare, ca să mă angajez într-un fel de dialog cu el. Deci sunt de acord cu Valeriu că metodologia într-adevăr ea poate fi adaptată. Deci să spunem că dacă societatea civilă nu are acces la careva date cu caracter militar de securitate, s-ar putea concentra pe o dimensiune sociopolitico-economică. Având ca punct de reper anume modelul ăsta de război hibrid, fiindcă doar făcând reper la acest model putem înțelege cum aceste date colectate pe paliere social-politic economic afectează agresiunea hibridă. Și în acest context, în principiu, concluziile ar fi mai puțin detaliate, nu suficient de complete, dar cred că ceva informație utilă am putea colecta. De exemplu, adică acel exemplu care l-am oferit cu vizitele lui Igor Dodon la Moscova, el practic a fost colectat din date publice și a vizat doar aspectele social-politice. Deci nu am insistat că Dodon merge să-i se dea ordine la Moscova. Dacă țineți minte, am evidențiat că nu fac interpretări, nu știu, adică am evident am o analiză privind motivul acestor vizite, dar dumneavoastră v-am prezentat simplu. Coincidența, vizitele coincid cu picurile de criză când e nevoie de a lua decizii. Deja dacă merge să propună decizii, merge pur și simplu să-și viziteze prietenii sau să primească sfaturi, deci asta urmează să se analizeze adițional. Însă această corelație puternică ea nu poate fi ignorată și trebuie să atragă atenția. Într-o țară normală ar fi atras atenția, deci guvernului, agențiilor specializate, etc. Dacă ne uităm modul cum funcționează influența rusă, Valeriu s-a reflectat pe acest aspect,
că foarte mulți merg și oferă serviciile. Nu sunt totalmente de acord. Există, deci vreau să spun că informația din spațiu public, informația open source intelligence, așa numită, cea care este deschisă pentru toți, ea în ziua de azi, când informatizarea spațiului, deci politic mondial, este atât de puternică, încât și specialiștii din serviciile de securitate recunosc că 70-90% din toată informația este publică. Toată informația care e necesară, cu care eu au lucrat anterior și era secretă, acum este publică. Deci, exemplul care vreau să-l dau este raporturile organizației Dossier din Rusia, care împreună cu RISE, parțial de la Chișinău, au publicat în baza unor date care le-a fost scurse, undeva le-au obținut, modul cum, deci, niște departamente de la Kremlin lucrează cu fostele republici socialiste, unde vedem clar din corespondență, din discuții în aceste departamente, cum ei analizează spațiul public în așa țări cum este în cazul dat Azerbaidjan, Armenia, și spun că, uitați-vă, este persoana asta de influență publică, trebuie să încercăm să lucrăm cu ei, cât de perspectiva, cât de bună este de a lucra cu această persoană, cum putem să o abordăm, cum putem să o atragem de partea noastră. Deci toate aceste discuții aveau loc, cei ce sugerează un algoritm de lucru al deci Kremlinului cu țările post-sovietice, unde ei au deci un plan de influență la un minte și vor să-l implementeze. Și pentru a-l implementa, ei găsesc, ok, care sunt acei actori, acele verigi importante ale planului nostru care să ne permită să-l avansăm. Și identifică în societate politicieni, deci persoane publice din societate civilă, inclusiv din economie. Dacă țineți minte, în 2011, pare mi se, a fost o publicație la Chișinău că pe website-ul Kremlinului a făcut public un contract care solicita expertiză economică financiară pe Republica Moldova, inclusiv pe oligarhi. Și dacă îți țin minte corect, asta a fost înainte de unele crime financiare mari care s-au comis la Chișinău. Deci, iarăși, dacă colectăm informații și o analizăm, am putea ajunge la concluzie, am putea obține dovezi adiționale că posibil există o corelație între acea comandă care a făcut-o Kremlin pe website-ul său, a solicitat anumite de cunoștințe, de informații și operațiunea următoare de deci furtul miliardului, spălarea de bani prin diferite, deci folosind judecători și bănci în Moldova, etc. Deci lucrurile astea, iarăși, când colectăm informații pe perioadă lungă, noi folosind în special motoare de inteligență artificială care au fost instruite pe colectare, noi putem observa lucruri care altfel ne-ar dura poate ani sau poate să găsim în documente care în 20 de ani, 30 de ani, când se declasifică documente, vom învăța aceste lucruri. Însă tehnologia modernă ne permite să învățăm aceste lucruri mai în curând. Și ultimul aspect, nu cred că societatea civilă, pentru a contribui la eforturi de avertizare timpurie de diferită natură, nu neapărat în cadrul războiului hibrid, poate fi mecanisme de avertizare timpurie contra deci consolidarea autoritarismului în Moldova sau capturarea unor instituții importante. Nu este neapărat, societatea civilă nu are neapărat nevoie de acces la date clasificate. În ajutorul societății civile pot vine, deci, datele colectate foarte bine granulate din spațiul public, modele, știință și teorii. Deci de asta și-am spus că e nevoie de persoane calificate care să folosească descoperirile recente din economie, sociologie, antropologie, științe politice, care să poată interpreta corect aceste date. Și cu aceste cunoștințe, deci societatea civilă ar putea contribui enorm la eforturile agențiilor guvernamentale. Bine, mă opresc. Mersi mult, Dumitru. Ana a fost nevoită să se atragă pentru care o urgență. Valeriu, știu că tot trebuie să pleci. Mersi mult tuturor pentru că ați fost cu noi. Vreau acum să discut cu ceilalți care sunt conectați aici. Dacă cineva ar dori să intervină,
cu anumite reacții, cu anumite comentarii, cu anumite sugestii la această etapă, vă rog, vă invit să faceți. Colegi care sunt aici cu noi conectați. Viorel, poate vrea să intervii? Bună ziua tuturor! Am urmărit cu atenție prezentarea pilotului, ca și în primul caz cu prezentarea metodologiei. Deci, invariabil, scuzați-mă să nu e legat de vârstă, e legat de experiență. Deci, ceea ce am făcut noi la începutul anilor 2000, metodologia este similară, sigur că avansată în anumite detalii. Și încercarea noastră din 2001-2004 de a dezvolta și a instala în Republica Moldova un sistem de prevenire timpurie în societățile post-conflict, asta era, să zicem așa, frame-ul pentru acele tehnologii pe care le utilizam și care am încercat să le instalăm. Și mie este foarte interesant cum a evoluat, deci Dumitru cred că destul de bine reflectă acele dezvoltări și aplicarea anume acestui model de cercetare complexă, multidimensională și interdomenii, în aplicarea a problemelor cu care se confruntă societățile, oricare societate. Și anume aplicarea la acest ceea ce noi în ultima perioadă numim războiul hibrid și tot ce este legat de acest fenomen care este prin care noi de care de fapt noi suntem subiectul acestor operațiuni și acestui fenomen și acestui proces, pentru că în funcție de factorii, putem să numim în mod diferit, este sigur că salutabilă. Este interesant, mă regăsesc eu, mi-aduc aminte eforturile noastre de a seta indicatorii, de a găsi instrumentele necesare. Eu cred că aici ar fi foarte bine de implicat numai decât și toate tipurile de cercetări sociologice, sondaje, pentru ca să calibrăm atât factorii, cât și pentru interpretarea datelor, cât și pentru a ajunge la niște concluzii care pot fi într-adevăr, eu m-aș feri să spun, de procesul de luare a deciziilor. Din experiența mea, aceste cercetări sunt mai puțin aplicabile la ceea ce noi numim luarea deciziilor în sens operativ. Acolo funcționează un alt set de factori, un alt set de constrângeri, limitări și resurse, și de aceea, ca să ne dăm bine seama ce vrem noi să obținem, astfel și metodologia propusă de Dumitru și colegi și rezultatele acestui pilot sunt aplicabile pentru niște dezvoltări strategice, mai degrabă. Pentru setarea unor direcții mai degrabă decât ar putea servi pentru temei, fie juridic, fie rațional, fie emoțional, pentru luarea unor decizii politice sau unor decizii sociale sau unor decizii, dacă vorbim de exemplu, eu nu vorbesc de documente publice. Eu vorbesc de implementarea anumitor prevedere din aceste documente publice. Și, dar fără îndoială, rezultatele oricărui cercetări este întotdeauna un bun material pentru food for thought, deci material pentru reflexie, material pentru dezbatere, material pentru a găsi puncte comune în încercarea de a închega diferite partide politice în actul de guvernare, de exemplu, în căutarea unor soluții de lungă durată în dezbaterile parlamentare. Și anume acest gen de cercetări, rezultatele acestei cercetări, sunt anume acel material, acel background, acel
deci care se transformă dintr-o etapă de acumularea datelor, de integrarea acestor date în anumite modele, da? Și pe urmă interpretarea și aplicarea lor, exact este terenul unde ele pot fi aplicate mai degrabă decât în procesul de luare deciziilor, mai ales a celor executive. Asta e primul lucru, pentru că au fost anumite referințe în sensul acestor lucruri. Eu, fără îndoială, orice sistem, fie vorba de serviciul de informații și securitate, ei trebuie să aibă în dotarea lor niște modele de pregătire a materialelor foarte și foarte bine axate pe misiunile, împuternicirile și domeniile de interferență cu alți actori, deci din domeniile lor de aplicabilitate. Și aici eu aș fi extrem de atent să, atunci când vorbim de serviciul de informații și securitate, de instituționalizarea acestor modele. Ele nu pot fi altfel decât instituționalizate, aprobate. Rezultatele acestora trebuie să fie cuantificabile, inclusiv pentru evaluarea activității acestui serviciu, dar încă o dată, reieșind din misiunile, împuternicirile și gradul de închegare într-un sistem coerent. Exact același lucru și pentru Ministerul Apărării. Dacă noi vorbim de un alt centru, vreau zic, de coordonare a acțiunilor diferitor instituții, cum este, de exemplu, Consiliul Suprem de Securitate, Serviciul Consiliului Suprem de Securitate, sigur că pentru ca să, de exemplu, să ne așteptăm de la o altă implicare în acest proces și de luarea deciziilor și de implementarea acestor decizii și de promovarea un anumit tip de legislație, noi avem nevoie de cu totul alte misiuni și împuternicieri pentru aceste instituții. Deci, iarăși, nu ne putem aștepta că mâine, în cadrul serviciului Consiliului Suprem de Securitate sau aparatului președintelui, noi vom fi în stare să instalăm un astfel de mecanism care să fie cel puțin capabil să citească rezultatele și datele acelor sisteme de analiză și de colectarea datelor și executarea exercițiilor de prevenire timpurie pe diferite domenii din cadrul instituțiilor. Ori despre asta și este vorba, în general, de la început și până la capăt, noi despre aceasta am vorbit. Acestea sunt observații pur să spunem așa, de wishful thinking, mai departe decât în sens operațional. Noi suntem astăzi într-o situație în care toate instituțiile de stat sunt înghețate, deci orice inițiativă ea se ciocnește de diferite și practic toate colectivele, da? Fie Corpul de Ofițeri din Armata Națională, Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, Internele și așa mai departe, sunt încapsulate în propriile probleme. Nu există un dialog interinstituțional în interesul major al țării, chiar și a documentelor strategice care au fost adoptate și care sunt în vigoare. De aceea, eu propun, luăm act și cu mare interes continuăm studierea rezultatelor exercițiului dumneavoastră. Continuăm să folosim aceste materiale as food for thought și să reflectăm. Ne pregătim de perioada de după resetarea Parlamentului și forțelor din Parlament și deci, suntem în așteptarea formării unei majorități funcționale în Parlament, numirea unui guvern care va fi capabil. Să ne întoarcem înapoi la această discuție, de acum foarte concret, în cadrul altor exercițiu, după cum a spus și doamna Ana Revencu, în cadrul exercițiului de evaluare strategică a sectorului de securitate, în evaluarea strategică operativă a altor domenii, cum ar fi domeniul de servicii și informații, domeniul apărării, în diferite. Deci eu sunt sigur că în cadrul
deci și a președinției există de acum o anumită viziune, noi o vedem, această viziune este exprimată, dar eu cred că de acum există și suficiente pregătiri și instrumente de a lansa aceste exerciții imediat, în condițiile în care se vor întruni toți factorii necesari pentru această activitate. Mersi. Mersi mult, Viorel, pentru această completare. Vreau să mă întreb dacă mai sunt și alte intervenții. În câteva minute vom încheia discuția noastră publică de asta. Dacă sunt paneliști aici, participanți care vreau să mai intervină? Yes, Ambassador. Please. Ambasadorul Ulis Micuț. Ambassador, please. Yes, thank you. Thank you. Mulțumesc foarte frumos și bună ziua la toată lumea. Vreau încă o dată să salut toți participanții. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă mulțumesc foarte mult cu adevărat pentru o discuție foarte interesantă și una foarte utilă și vă mulțumim pentru acel studiu și acel exercițiu care a fost realizat și am ascultat cu mare interes rezultatele și concluzii. Dacă să vorbesc despre Letonia, ce probabil noi până acum ne confruntăm cu aceste sfidări foarte complexe de amenințări hibride și răspunsul nostru, de fapt, de fiecare dată este în evoluție, se dezvoltă și noi încercăm să vedem aceste amenințări, amenințările devin tot mai complexe, la fel ca și răspunsul pe cu care ne venim la aceste amenințări, adică din punct de vedere abordării guvernamentale, dar de asemenea și societatea și abordarea societală este una diferită. Și noi, de asemenea, am acumulat o experiență foarte mare pe parcursul ultimelor ani și, de fapt, vreau să vin cu o întrebare foarte simplă pentru paneliști, pentru cei care au făcut acest studiu. Dar, într-adevăr, noi trebuie să fim de acord că această abordare este unul pas cu pas, dar gradual, în cadrul acestui proces, noi trebuie să ajungem la realizarea acestor obiective. Întrebarea este următoare: dacă prevedeți în careva măsură, care ar putea să fie următorul pas sau pași, la plural? Care trebuie să fie următorii pași din acest punct de vedere, dacă aveți o astfel de previziune? Vă mulțumesc foarte mult, domnul stimat ambasador, pentru această întrebare. Dumitru? Bine, ambasadorul răspunde în engleză sau în română? Alegi tu. Traducerea o avem oricum. Ok. Vreau să mulțumesc ambasadorul Micuț pentru întrebare și referință la experiența țărilor baltice, fiindcă Lituania în particular, fiindcă mi-am adus aminte drept răspunsul lui Valeriu Pașa, când el spunea că avem deja instituții și forțe politice care participă la procesul politic, fiind capturate din exterior, ce ne facem? Și răspunsul meu era că să ne uităm la experiența statelor baltice, care foarte eficient au operat în aceste condiții, care au dat exemplu și Ucrainei, de exemplu, cu constrângerea sau purificarea spațiului informațional de operațiuni de influență ale mass-mediei rusești controlate de guvernul rus. Ceea ce la noi în Moldova nu se prea face și cred că ar trebui să fie pasul principal și cel mai inițial de a obține, deci, control asupra spațiului informațional ca populația să primească, deci, date, reflecții, informații veridice despre procesele politice. Și nu doar acesta, statele baltice ne pot oferi exemplu privind purificarea instituțiilor de stat de influență străină. Ei au făcut cu referitor la influența sovietică, de exemplu, aceeași rusă. Deci, cred că în cazul dat, răspunsul către Valeriu Pașa, ce ne facem în acest caz? Deci trebuie să ne uităm ce au făcut alte țări care au avut succes. Deci țările baltice, un exemplu, Ucraina parțial mai recent acum, și e nevoie de făcut asta. Deci, întrebarea cu care sunt următorii pași, ți-o las ție, Iulian, eu vreau să ofer câteva reflecții pe ce a spus Viorel Cipotaru. Sunt absolut de acord că astfel de eforturi trebuie instituționalizate la acele organizații de stat care se ocupe, fiindcă doar prin instituționalizare se obțin resurse, se profesionalizează această expertiză și se conectează expertiza cu factorii de luare a deciziilor, ceea ce este foarte important. Fiindcă poți să ai o analiză perfectă în cadrul instituției, dar dacă nu există mecanisme instituționale care
obligă conducerea instituției să folosească această analiză, atunci va fi inutilă. Și anume la asta vreau să mă refer ca un răspuns parțial la ce Viorel Cipotar a spus, că în Moldova nu există cultură politică de a lua decizii politice sau decizii pe politici publice în baza datelor, în baza problemelor. Din motivul că instituțiile sunt capturate, deci deciziile se iau foarte des pentru a promova interese personale sau de grup și încă mai frecvent, la nivele mai medii și mai joase, se iau decizii intuitive în baza experienței persoanei care e la conducere. Deci nu există cultura asta de prindere, de a privi problema, de a se uita la date și în baza la asta să ia decizii, ce este în Occident. Și anume din acest motiv, un punct de dezacord cu Viorel Cipotar este că el a spus că nu e posibil de operaționalizat așa ceva sau de folosit la nivel operațional al deciziilor. Din contra, modelul de early warning care îl propunem este anume oferit ca să ofere asistență în luarea deciziilor permanent, la nivel tactic, operațional și pe în timp ce se acumulează date și experiență, să informeze și decizia strategică. Dar în special tactic și operațional. Dați să privim exemplul cu monitorizarea, să zicem, a unor exerciții militare în Transnistria. Am acumulat, să zicem, un an de zile de date, ce fel de tipuri de exerciții, ce se instruiește. Și în baza asta deja noi știm pentru ce scenarii se pregătesc, deci militare din Transnistria. Deci, să zicem, pregătesc detașamente de diversiune sau lunetiști. Se instruiesc să traverseze canale de apă sau, eu știu, luptă contra în anumite scenarii tactice și operative. Și când tu comasezi exerciții de un an, doi, trei și le dai datele astea analiștilor care au expertiză și militară, înțeleg operații militare, atunci ei pot să scoată concluzii și să ofere sugestii, deci șefilor, că uitați-vă pentru ce ei se pregătesc și astfel asta este nivel operațional, se ia decizii operaționale. Sau în caz de criză, dacă cunoaștem că una din vulnerabilități este ocuparea benderului, să zicem, sau niște alte puncte care mai tactice pe hartă, iarăși, noi vedem că niște mișcări de forțe sau de structuri paramilitare, ele nu sunt obișnuite. Că avem datele pe un an de zile și niciodată astfel de mișcări nu au fost și acum brusc ele au apărut. Ce semnifică? Și atunci astfel de date ne ajută să luăm decizii tactice. Cum reacționăm, cum descurajăm, ce costuri ridicăm. Poate diplomatic ne adresăm la... chemăm ambasadorul rus și îi spunem că dacă acest lucru va avea loc, noi vom fi nevoiți să facem X, Y, Z. Și arăși ne gândim ce costuri. Deci vreau să insist și posibil că e vina mea că nu am explicat suficient de bine, dar și nu am avut timp să o fac. Dar deci modelul ăsta de early warning oferă capacitatea de luare deciziilor la nivel tactic, operativ și strategic. Cu cât mai mult el este implementat, deci e pur și simplu un instrument. Ai date și pur și simplu, într-un fel, el îți oferă o capacitate mai bună să înțelegi situația, să înțelegi intenția oponentului tău și astfel te face mai eficient în răspuns. E pur și simplu un instrument care îți reduce incertitudinea referitor la acțiunile oponenților tăi, ca conducător politic, să zicem, în cazul dat el a Rusiei sau regimul separatist din Transnistria, etc. Mă opresc aici, că cred că avem puțin timp deja. Mersi mult, mersi mult, Dumitru, pentru aceste clarificări. Dacă nu mai sunt alte intervenții sau anumite comentarii care putea să intervină din partea colegilor care participă la această discuție, dacă nu sunt, atunci eu aș vrea să concluzionez evenimentul nostru de astăzi și într-un fel să răspund și domnului ambasador Micuț la întrebarea ce ne propunem să facem mai departe. Ca și abordarea metodologică pe care am avut-o noi am dorit ca să testăm acest model pe care l-am elaborat împreună cu Dumitru, însă și exercițiul de testare
Scopul acestui monitor sau acestui rezultat de testare a fost să testăm propriu-zis indicatorii, capacitățile necesare, care sunt breșele, care sunt oportunitățile la care trebuie să ne focusăm. Așa că în perioada imediat următoare urmează colegii Mihai și Dumitru să finalizeze, să facă actualizare la acest monitor pe care a lucrat, inclusiv în baza feedback-ului și reacțiilor pe care le-am avut noi astăzi în cadrul evenimentului public. Îl vom prezenta, asta partea tehnică care ține propriu-zis de acest exercițiu. În rest, sigur că așteptarea noastră este că această colaborare care s-a construit între actorii neguvernamentali cu actorii guvernamentali în dimensiunea de securitate se continue. Există mai multe platforme, implicit este și platforma care monitorizează implementarea strategiei informaționale, securitatea informațională. Și sperăm că acest exercițiu practic ar putea să deschidă într-un fel sau în altul oportunități mai multe transparență în activitate, cooperare și cumva să depășim anumite mituri legate de activitatea unor instituții în raport cu alte autorități sau persoane din sectorul neguvernamental. Și lucrul ăsta l-a spus și Valeriu, l-a spus și Gheorghe, l-a spus și Dumitru și ceilalți colegi, cât este de important să fie consolidate eforturile într-un exercițiu care ține de dimensiunea de securitate. Evident că, având în vedere capacitățile și care există atât la nivelul autorităților, cât și la nivelul sectorului neguvernamental. Fiecare din acești actori au instrumentele sale care, comasate cu o cooperare mai transparentă, mai inclusivă, poate oferi și mai multe detalii și rezultate scontate. Și trei, evident, mă bucur că a anunțat-o și doamna Ana Revencu și alți colegi despre ideea unui proces de revizuire a sectorului de securitate din Republica Moldova și sperăm că în exercițiu sau experiența pe care am acumulat-o în acest detaliu foarte concret care ține de avertizare timpurie să fie util, inclusiv în procesul de reflecții care va avea loc, în momentul în care va exista și o voință politică clară la nivelul tuturor instituțiilor, va exista și un parlament funcțional, va exista și un guvern care va avea capacitatea și interesul să urmărească și să vină cu soluții de politici și să pună în aplicare aceste politici. Iarăși, sperăm că acest exercițiu este util, ori din partea noastră, colegii care au fost implicați, cu siguranță noi vom fi deschiși în continuare să colaborăm cu colegii din sectorul neguvernamental, partenerii de dezvoltare și autoritățile naționale competente pe dimensiunea dată. Asta cred că asta cu siguranță vom face. Și mai ales că, având în vedere că și autoritățile, și Gheorghe a menționat, domnul Rakovec a menționat acest lucru, sunt la etapa în care definitivează practic procesele, protocoalele, mecanismele care țin de dimensiunea avertizării timpurie, iar sperăm că acest exercițiu într-un fel sau în altul a fost un util și în momentul în care va exista necesitatea de expertiză din sectorul neguvernamental, cu siguranță în colegii noștri care sunt interesați, vor putea să vină cu contribuțiile sale și sperăm să fie iarăși utile. Cam atât din partea mea. Mulțumesc mult încă o dată tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumesc mult pe această ocazie colegilor de la ambasada, oficiul ambasadei Olandei, oficiul ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, care ne-a susținut pe întreaga perioadă de realizare acestui exercițiu de cercetare, care sperăm noi că va oferi o valoare adăugată. Concluziile preliminare pe care le-am auzit astăzi din partea lui Mihai și Dumitru arată cât de complex este acest exercițiu și câte eforturi sunt necesare, dar dacă el este pus în funcțiune și, și este aplicat, el poate deveni un instrument fiabil, eficient pentru consolidarea securității naționale și creșterii rezistenței, rezilienței în Republica Moldova împotriva interferențelor de securitate hibride la care suntem expuși tot mai des în ultima perioadă aici în Republica Moldova. Astea fiind spuse, vreau să mulțumesc tuturor încă o dată. Mulțumesc, Gheorghe, că ai fost alături de noi. Dumitru, Mihai, mersi pentru prezentare. Vom reveni cu raportul detaliat pe acest test, pe acest pilot, în perioada imediat următoare.
și în rest vă stăm la dispoziție tuturor. Mersi mult încă o dată. Toate.